Nu înțeleg nimic. Seamănă cu o pereche de ochelari, dar cam distruși. Eu zic că e o perie de dinți, dar la ce pentru școală? Deja îmi pare că seamănă cu un pieptene. Mami, tu intenționat vrei să duci pe ei în eroare? Totuși vreau să văd cine primul va ghici. Nu înțeleg nimic. Atenție maximă! E prea complicat. Eu vreau să văd mai bine. Privește atent! A, deja este clar! Eu știu! Stop! Credeam că nu mai ghicește nimeni! Dar oare abonații noștri și-au dat seama? O, da! Sunt curioasă și eu! Și eu scriu... Matei, mi-ai spus răspunsul? Papuci! Corect, Matei! Credeam că veți rămâne fără încălțăminte anul acesta! Mircea, arată foaia ta! Eu am scris Adidas! Iar tu, Melissa, ce ai scris acolo? Eu am pus o denumire mai modernă! Skechers! Sper să îmi pice la încălțăminte culori neon! Pentru ce, Melissa? Pentru 17 și 18 septembrie, la Vivo Cluj-Napoca se va organiza un spectacol de lumini neon. Dar nu numai, Melissa, pentru că va fi un eveniment plin de activități, ca și cel din 1 iunie. Doar că toate jocurile distractive vor fi diferite, la un alt nivel. Atunci haideți veniți și alegeți să vedem ce fel de încălțăminte veți purta anul ăsta la școală. Eu vreau să-mi pice roz cu inimioare, ca și la ghiozdan. Eu vreau alb, cum e în vogă acum. Eu vreau frumos. Da, toți cu gusturi diferite. Dar oare ce ne spun nouă foile? Asta. Albastru, măcar este o culoare băiețească. Acum important să nu-i pice inimioare sau steluțe. Asta. Wow! Sunt două culori, albastru și galben. Este drapelul unei țări. Dar care? Am uitat. Tu oare știi? Roz. Curcubeu! E interesant. Așa ceva nu i-a picat încă nimănui. Adică să aibă toate culorile curcubeului? Nu știu. Dar stai să văd ce-mi pică în partea cealaltă. Hai, încearcă. Acesta. Ce? Baterie. Baterie. Curcubeu cu baterie. Adidas, curcubeu cu baterie. Melissa, te încap papucii de anul trecut. Da, Melissa, ar trebui să-i pregătești de școală. Stai să te vedem pe tine. Acestea ascuns aici. Roșu! Ei, roșu de fete. Și băieții tot poartă roșu. O, negru. Roșu cu negru? O combinație stranie. Eu trebuie să găsesc adidași roșii cu negru. Iar eu curcubeu cu baterii. Iar pentru Matei trebuie să căutăm albastru și cu galben. Deci, trebuie să reușim. Avem următoarele 3 minute pentru adidași. Mircea, aici cu siguranță găsim. Ce-am găsit? Cât de mult îmi plac! La voi sigur revin, doar că un pic mai târziu. Mircea, privește ce-am găsit! Sunt fetiși, tati! Mircea, dar nu pentru tine! Îți imaginezi dacă Melissa ratează? Curcubeu! I-am întâlnit cu Melissa, a ieșit de aici tocmai acum! Uite! Oare și-a luat din ăștia cu curcubeu? Iată că și-am găsit! Cât de ușor! Așa! Am găsit și mărimea mea! Așa! Tati, uite ce-am găsit! A, nu, Mircea!
o să se agațe de ei. De ce? Uite, are negru și roșu. Mhm. Și zici că ăsta e roșu. Sunt sigur că se vor agăța de această culoare. Și îmi plac și mie foarte mult. Uite, Matei, albastru și galben. Îmi place. Ia să vedem dacă este mărimea ta. Nu este, Matei. Probabil sunt pentru copii mai mari. Hai să căutăm mărimea ta. Dar stai, trebuie să fie cu baterie. Nu, no, dar cât de mult îmi plac. Câte culori găsim? Tati, uite, sunt pentru fotbal. Da, dar și pentru fotbal ai nevoie, nu? Da. Wow, câtă încălțăminte, Matei! Sigur găsim ceva pentru tine! Oh. Am găsit! Îi iau pe aceștia! O curcubeu? Dar stai, ureau și lumină? Oh, apă asta aici? Wow, da! Are și lumină! Îi iau neapărat pe aceștia! Mergea cu siguranță la Dekman. Găsim încălțăminte de care avem nevoie. Hai să mergem. Tati, uite, acolo este încălțăminte pentru copii. Mergem. Ha, uite aici, Mircea. Wow, cât încălțăminte este. Găsim cu siguranță pentru tine. Tati, priviște, sunt negru cu roșu. Da, dar sunt pentru copii mai mici, Mircea. Nu. Da, e într-adevăr galben, dar nu are albastru. Uite, ăsta e galben cu albastru, ce-i drept? Mai mult bate în verde decât în galben. Dar oare mărimea mea au? Wow, dar sunt și cu roz. Se combină perfect cu treningul meu. Mircea, ăștia sunt. Ia privește, are și negru și roșu. Ce zici? Da. Îți plac? Da, ca și a tăi. Atunci îi măsurăm? Și dacă îmi vin, luăm. Câte modele! Matei, ce-am găsit? Ia privește! Și albastru, și galben! Să vedem, este mărimea ta! Știi cât de repede am reușit? Dacă suntem în doi? Ia să-i încalți! Wow! Ce roșu frumos! Eu deja i-am încălțat și sunt pregătită de școală! Pentru o pregătire definitivă de școală, drumul încă e lung, Melissa! Următorul obiect pe care îl va desena tati este în fiecare ghiozdan al elevului. Da, mami, doar că nu prea știu cum să desenez. E foarte dificil. La început, cum îl desenez, seamănă cu o barcă sau cu o creangă. Ar trebui să vă concentrați că aveți nevoie de el foarte mult la școală. E dreptunghi? E dreptunghic. Dar nu e o formă geometrică. Cumva este o radieră? Mircea, este un creion. Nici radieră, nici creion. Este o carte? Ultimele picături de aluat. Suport de carte? Tati, așteptăm indicii. Bine, următor va fi un indiciu, dar nici de cum nu va fi partea componentă al acestui obiect. Așa... O baghetă magică? Sau stixuri? Chibrit! Acum și veți vedea! Da, chiar seamănă! Chibrit la școală? E peșulă! Și ultima picătură. Atât? Tati, indiciul tău nu este bun la nimic! Dar eu știu! Stop! Eu nu știu! Liceu! Melissa, să te auzim! Este ascuțitoare și indiciul a fost un creion. Așa-i, tati. Tati, dacă sincer, după cum ai desenat tu, chiar seamănă cu un chibrit și cutie de la el. Mami,
Mai bine să ne scrie abonații. Cu ce seamănă? Deci anul ăsta doar Melisa va avea scutitoare nouă în ghiozdan. Eu am 3 de anul trecut. Nici nu-mi trebuiește. Dar eu nu am. Îți împrumut ție una. Melisa, alege culoarea scutitoarei tale. Hai aceasta. Albastru. Cât de simplu. Dar hai să alegi și din grămada cealaltă. Da, aici dacă îmi cade vreo inimioară sau vreun animăluț, sigur am pierdut. Hai prima. Ce? Baterie! Melisa, tu să fii toată de baterii. Dar eu niciodată nu am văzut ascuțitoare cu baterie. Dar oare abonații noștri au văzut așa ceva? Vă rog frumos să mă ajutați. Unde pot găsi ascuțitoare cu baterie? La următoarea rundă intră în competiție Mircea și cu Matei. Iar Melisa face o mică pauză. Matei, pregătește-te. Hai, hai, că trec pe tine. Mircea nu zic hop până ai sărit. Dar va fi un desen foarte simplu. Așa ceva eu nu am avut, dar mi-am dorit. Iar acum am văzut foarte multe în magazine. O minge și cu fotbal. Tu ce, crezi că tati nu a avut minge? Un inel. Este o piscină. Gazon? Nu-i chiar gazon. Așa. Așa. Este o pizza vegetariană. Nici pizza nu este. Este un fruct? Nici fruct nu este, dar fiți atenți, nu vă grăbiți cu răspunsul. Pământul? Cu axa lui? Și Mircea, dezvoltă răspunsul tău, acesta este un... Dar pământul acela se rotește? Oare este un glob? Este o casă? Este un glob! Să știi, Mircea, că globul trebuie să-l găsești după culoare. Dar eu știu că este cu albastru și cu verde. Dacă îmi pică galben? Mircea, pustiul de pe glob este reprezentat cu culoarea galbenă. Hai, alege, Mircea. Albastru, albastru, albastru. Și tricolorul? Da, Mircea, sarcina e complicată. Dar se complică și mai mult. Alege. Sper să fie bun. Fără baterie? Glob fără baterie? Hai, Mircea, că e bine, căci globurile nu au baterii. Matei, fii atent, căci ultimul desen este anume pentru tine. Și vei avea doar un singur minut. Dacă nu ghicești, atunci nu vei avea nimic în această rundă. Eu sunt atent. Cred că culoarea verde va fi cea mai potrivită. Ce faci acolo, mâzgăleni? Matei trebuie să răspundă. O omul de fantomă? Nu e o fantomă, dar e ceva similar, care se păstrează, Matei, fii atent, în așa ceva. Iată aici. Plastilină? Nu, Melisa, vezi că este lichid, se împrăște peste tot. Așa e. Corect, Matei! Bravo! Ai ghicit! Copiii la școală trebuie să aibă mai decât slime. Nu, tati! Laboratorul de slime va fi la Mall-ul Vivo Cluj-Napoca pe 17 și 18 septembrie. Tot la Vivo Cluj-Napoca vom vedea pământul prin ochelari VR. Matei, alege din fiecare câte una. Să vedem cum va arăta slime-ul tău. Asta. Așa, și de aici. Roz? Asta. Portocaliu! Două culori, roz și portocaliu. Easy, chiar dacă culorile nu prea sunt băiețești. Iarăși suntem la Vivo Mall și trebuie să ne încadrăm în 3 minute. Oare voi găsi o ascuțitoare cu baterie? Niciodată nu am văzut așa ceva. Cu siguranță acest challenge l-am pierdut. Glob
și fără priză. Și încă românesc. Adică, pe un glob întreg să fie doar România? Nu știu, vom căuta și vom analiza. Iar Matei trebuie să găsească slime. Și nu unul anume, ci portocaliu și roz. Eu am văzut, mami. Atunci hai să-l căutăm. Succes vouă! Și vouă succes! Și eu am plecat. Uite, și rucsac este aici. Mircea, noi căutăm glob, nu rucsac. Știți, eu mereu când vin la IPB îmi iau câte o scutitoare. Dar de data aceasta am o sarcină mai complicată. Trebuie să găsesc una electrică, cu baterii. Așa, aici sunt radiere. Ascultitoare mouse. Tati, uite, am găsit. Ce ai găsit? Sticlă de apă? Da, dar are hartă. Și e sferică ca și globul. Știam că undeva pe aici este slime, Matei. Să încerc în Cărturești. Ei au foarte multe rechizite. Aici nu este? Unde poate fi? Aici sunt foarte multe scuțituri, dar niciuna nu are baterie. Mircea, am găsit. Ce ai găsit? Ia privește, globul. Și rotund ca și sticla. Dacă nu-ți face-o, pun la loc. Acestea ce sunt? Au radieră și aici sigur, sigur are baterie. Nu, este doar o scutitoare simplă. Vai, ce fain! În limba română, glob interactiv. Doar că este electric. Da, ce-aș fi vrut unul din asta? Am găsit glob pentru Mircea! Este un claxon de bicicletă, dar chiar seamănă cu un glob. Ce culoare acolo era? Portocaliu, roz sau albastru? Nu mai țin minte. La IPB găsești orice rechizite. Chiar și globuri? Da. Penare, caiete. Ce ascuțitoare mare! Scrie că este electrică! Deci, are baterie! Dar nu este albastră! S-o vopsesc! Mircea, ce am spus eu? Albastră? Da! Deci, am găsit! Și limba română? Îl luăm pe acesta! Și limba română? Tati, dar asta e cu priză. O smulgem. Tati, nu trișăm. Hai să ne luăm pe toate. Nu veți crede ce am găsit aici. Este albastră. Plec imediat la casă să o cumpăr. Sper să reușesc să mă încadrez în cele 3 minute. Bine. Atunci pierdem frumos challenge-ul. Este și fără bec. Și are toate țările, și în limba română, inclusiv România și Republica Moldova. Și chiar Cluj-Napoca. Atunci este al meu. Pa, pa! Să-mi despachetez mai repede globul meu. Când mi-am dorit așa ceva? Eu vreau să testez ascuțitoarea mea electrică. Mi-am pregătit și două creioane. Unul mai subțire și altul mai gros. Dar eu mă joc cu slime-ul. Ce păcat că nu este electric. Avea să-l folosesc ca lampă de veche. Ia? Dar baterii nu are. Și tocmai 4. Mami, dar Matei nu trebuia să aibă doar 2 culori? De ce are 5? Pentru că a uitat care anume și le-a luat pe toate să nu greșim. Dar Melissa trebuia să aibă scutitoare cu baterii. Dar ea nu are bateriile incluse. Am observat și eu asta. Deci runda aceasta a fost câștigată de toți sau nu? Sau Melissa și cu Matei ar trebui să ducă la magazin înapoi produsele pe care le-a cumpărat? Tati, nu te agăța de detalii. Da, dar acolo era și glob cu bec.
Și cum se întinde! Și e verde! Exact cum toate au desenat! Să-mi instalez bateriile! Așa... Ia să vedem unde va fi următoarea mea călătorie! În Oceanul Pacific! Tati, dar va fi o călătorie cu croaziera? Asta deja nu e glumă! Bateriile le-am pus, dar nu găsesc niciun buton de pornire! Melissa, încearcă să introduci creionul! Poate e automat? Ok, încercăm! Să dau și celălalt! Nici nu trebuie să pui mâna pe ele! Melissa, nu așa! Pe partea cei deja era scuțit! Ia-mi în partea diverso! Hai! Ok! Este ascuțit perfect! Sunt curioasă, creionul ăla mai gros, îl va ascuți sau nu? La fel îl voi pune pe partea cealaltă. Și... este ascuțit! Iar acum cea mai interesantă rundă! Sunt niște rechizite școlare care se vor desena destul de greu. Pregătiți? Da! Un avion? De unde e luat, Matei? Poate un soare? Și ce are avionul sau soarele cu școala? Nici una și nici alta. La început, parcă seamănă cu un cub. Un pătrat. Pătrat, pătrat, dar fiți atenți! Un pătrat mai mare? Nu, Melissa, este un om făcut din figuri geometrice. Nu, este un dreptunghi. Și acolo e baza? Nu cumva este o cap de la cap de sirenă? Ei, Mircio, este un clopoțel. Da, e clopoțel. Eu aici nu comentez. Lasă comenteze abonații. Câștigă cel care va ghici primul. Da, albastru. Îi faci niște decorațiuni? Este un ghiveci. Gata, știu! Este o sticlă de apă! Gata, pot să mă opresc! Mircea, într-adevăr, ai dreptate! Este o sticlă pentru apă pe care o puneți în ghiozdan! Chiar seamănă! Hai, mami, finisează mai repede desenul! Vreau să-l mănânc! Apropo, tu ce ții la școală? Apă? Suc? Ceai? Da, da, ce-ți pui în termos? Mircea, poftim, servește din sticla ta cu apă! Voi avea o sticlă nouă! Să încep de la capac! Vreau și eu! Mircea, îmi dai și mie? Da! Vai cât de rapid ați mâncat-o! Dar Mircea, hai să vedem cum va trebui să arate sticla ta! Alege! Așa! Mof? Cu? Aceea? O zenie? O sticlă pentru extraterestre? Mircea, garantat, nicio șansă! Da, în runda aceasta ai putea să rămâi acasă! Mergem doar noi la mol! Acum se vor duela Melissa și cu Matei! Atenție maximă la tigaia de clătite colorate! Iarăși încep cu alb! Da! O roată desumflată! Nu înțeleg nimic! Face acoperiș? Este o căsuță? O căsuță, dar pentru ce anume? Ghiciți voi! O carte! Casă! Matei, te-aș ajuta, dar nici eu nu știu. Mami, este un semn de carte colorat. Încă o culoare. Încă multe culori. Cred că vrei să folosești toate culorile. Da, eu știu. Ce știi, Matei? Da, te ascultăm atent. Este penar pentru creioane. Wow, Matei, cât de rapid ai ghicit! Ai ghicit? Și eu am rămas fără penar? Da, Melissa, vei îmbla cu acela rupt. Mircea, nu e rupt la mine, eu le păstrez.
Ca să-i fie lui Matei mai simplu căutarea, eu propun să leagă doar una singură. Asta de aici. Popit? Penar cu popit? Eu am văzut mai multe rechizite cu popit, dar nu țin minte în care magazin. Mi-mi place popit. Melissa, vei avea doar un singur minut să ghicești următorul obiect. Dacă nu, acestea sunt toate rechizitele pe care le vei avea anul acesta. Mami, fii atentă, trebuie să desenezi clar. Până acum am străduit să fie clar. Cred că este o umbrelă. Parcă este un pilon de electricitate. Dar acum? Acum seamănă cu un cuier de haine. E încă mai complicat. Un cuier, ziceți? O carte! Atent! Ești aproape! Dacă nu e carte, atunci ce să fie? Melissa, dar eu știu! Caiet! Corect, Melissa! Ai ghicit obiectul! Deci nu vei rămâne fără caiet de anul acesta școlar! Dar eu credeam că este o agendă! Să vedem cum trebuie să arate caietul Melissei! Acesta? Și? Wow, ăstea! Și culoarea? Wow, albastru! Caiet albastru și cu stea. Să vedem cine reușește să le găsească pe toate. Și iată ultima rundă! Hai să recapitulăm ce trebuie să cumpărăm. Caiet albastru cu stea, termos mov cu navă spațială, penar pupit, sticlă. Are mov. Dar e și negru. Astea sunt foarte faine, îmi plac. Wow, câte caiete au aici! Dar trebuie să-l găsim pe cel albastru! Da, cu stea! Albastre sunt multe, dar cu stele nimic! Eu sunt sigură că găsim aici, doar că suntem în grabă! Hai să mai căutăm! Matei, aici sunt foarte multe penare! Am găsit! Nu e pupit! Dar are buline! Crezi că altul găsim? Am găsit și mov. Dar nu are navă spațială. Caiete! Este tot în caiete! Le-aș lua pe toate, doar că trebuie acea cu stea în frunte. Mami, ori noi nu suntem atente, ori chiar nu sunt. Aici sigur găsesc de ce am nevoie. Data trecută când am fost aici, am văzut sticle de apă. Să încercăm și la cărturiești. Ok, sigur găsim. Uite rechizite. Wow, am găsit ceva albastru. Stele are? Nu. Dar are organizator. Uite aici o disciplină. Ce interesant. Încă una? Da, doar că stele n-are. Hai să mai căutăm. Am zis că sunt. Doar că mov este pentru fete. Elsa. Am găsit ceva. Unicorn. Eu oricum, nu mai am timp. Câte penare, Matei. Pupit să căutăm. Matei, caută pupit. Uite. Am găsit și eu. Tu verde, dar eu am găsit roz. Ce cu tine? E verde. Îl luăm pe asta. Hai. Uite, Melissa, câte sunt aici! Și asta? Uite, un garnețel cu stele! Dar acolo era o stea, Melissa! Mami, important că este! Și ăsta e garnețel și nici de cum caiet! Sticlă mov! Are și cosmos! Doar că nu văd navă spațială! Băcat, eram atât de aproape! Mami! Sunt și mai mici, dar și mai mari! Uite, Melissa, iată, ăsta este caiet cu stele! Navă spațială! Îmi iau și mie!
Și cel mai important că este mov. Am câștigat de două ori challenge-ul. Și nu doar stelele, ci și constelațiile, Melissa. Da? Nici nu m-am gândit că vom găsi caiet cu atâtea stele. Nici eu. Nici o secundă nu m-am gândit că Mircea va găsi sticlă de apă mov și cu uzenie. Dar el a găsit tocmai două. Da, aici? Dar și aici este un uzenie albastru. Dar de ce Mircea ți-a luat două? Pentru că primul era fetesc și nu credeam că o să găsesc altul. Important că s-a încadrat în timp. Dar să știi, Melissa, că acel fetesc ți-l dau ție. Wow, mulțumesc! Chiar nu aveam un termos și vroiam să-mi iau. Dar eu am penar pupit. Nici nu mă gândeam că voi învăța constelațiile chiar de pe coperta caietului. Am și pe partea cealaltă. Tati, ce faci acolo? Cum ce fac? Îmi notez în agenda, să nu uit. Ce să nu uiți? Cum ce să nu uit, mami? Pe 17 și 18 septembrie la Vivo Cluj-Napoca se organizează un eveniment de Back to School pentru copii și părinții lor. A, da, dar eu voi nota în agenda telefonului. Doar tu ți-ai notat deja? Să nu uiți, să te distrezi la maxim. Iată, acesta va fi un început de an școlar.